astăzi avem 100 de camere pe Fortnite, nu știu dacă o să le terminăm pe toate, dar o să încercăm să facem câte multe posibile, nu știu despre ce este vorba, dacă e puzzle, dacă e parcurs, dacă e ceva, habar n-am. Vedem aici că avem challenge board, avem time played, step second, fish caught și distance travel din car. Nu înțeleg ce sunt astea. Avem aici Twitter, Insta la băiatul ăsta, dacă vreți să dați acolo urmărire, follow, ce vreți voi. Avem aici every 5 coins collected earn XP, bun. Și avem start. Hai să dăm drumul, nu mai stăm foarte mult la discuții, dați și voi acolo like dacă vă place ceea ce fac și nu uitați să vă abonați dacă dați și like, pentru că da, dacă vă și abonați și dați și like, sunteți foarte șmecheri. Vedem că e ca un fel de puzzle map, ceva de genul ăsta, cum am făcut noi în episoadele trecute. Nou bănuț, al doilea nivel, l-am trecut, bam. Al treilea probabil e ceva pe aici, un parcurianu. Să sperăm că nu, pentru că e cam greu să faci această săritură. Asta ce ar fi, nu știu. Bă, cred că cam asta e săritura. Ia să vedem. Bă, dar vezi că nu prea intri. Wait, what? Avem diamante pe aici? Dar ce? A, uite acolo ușa, mă. Păi și? Deci dăm așa, bam. Și vom face noi asta. A, foarte tare. În sfârșit a reușit și eu să mă găț așa de ziduri, cum am văzut și pe gen la alții pe net, că nu puteam până acum. Avem un nou bănuț. Abia am terminat, frate, atâtea escape room-uri. N-are cum să nu fim experți la așa ceva. X, X, X. Și asta, băiți, asta e un site cumva? Aia că a mers. Și acum nu mai îmi pare, nu văd. Dar cred că după dulap aici ceva. Uite, open. A, nu. Ce zice? Mental. A, deci să ne suim așa frumos. Un nou bănuț. Deja am făcut 7 nivele ca idee. Am crezut în void. Bam. Foarte tare. Următor nivel. Intră direct prin față. Nu merge prin ceas 100%, pentru că am mai văzut treaba asta și pe la altele. Da. What the hell? Bă, ești nebun că nu-i nimic? Nu-i nimic aici în ceas, băieți. Wait, what? Cum nu-i nimic în ceas aici? Da, bă, ia uite, prin gunoaie, ok. Niște torți avem. Și cred că da, pe torțele astea și apoi ghiși ce. Stai, ce zice? Stai, mă, că vreau să mor pe asta. De ce nu mă lasă, bă? Că sunt convins că aici e. Ia uite, vezi? Și acum facem la fel, bam, a, what, n-a mers data asta. Bam. Avem aici un nou nivel, cred că. What, pe aici pe unde facem? Cred că. A, da, trebuia crouch, ok. Aici jos din nou este de asta cu roșu, un fel de void. Și am terminat și nivelul cu numărul 2, 11 de fapt, acum este la nivelul 12. Și cred eu că trebuie să ne întoarcem cumva, nu? Și să o luăm prin ceas sau ce? Uite, asta putem să facem așa. Dar nu putem să ne urcăm pe sus. Avem acolo o ușă. What? De la ce e ușa asta? Nu putem face asta. Păi atunci fii atent, dăm așa close. Fuck you. Ne urcăm pe ăsta. Sau nu putem? What the fuck? Cum nu putem? Ok, cred că trebuie să ne urcăm noi pe ușă cumva. Da, și eram 100% convins. Uitați-vă și voi. E prin tavan. Asta nu-mi place, sincer. Adică e prea greu deja. Știi, e mult prea greu, nu te duce capul în mod normal să sare așa prin asta, știi? Și e destul de complicat. Aici două ușa, uitați-vă și voi, frate, două uși într-o ușă. Ia. Wow, ce tare. Unu ușe. Acum pe aici și am terminat nivelul. Wow, surprinzător de repede. Din nou, avem un bec. Și termina nivelul, random, rău de tot. Trap, l-am văzut. Mârlane, vreau să mă umori. Stai. Ok, întreb, normal. Bun, deja foarte repede am terminat nivelele acestea. Acum, consider eu că trebuie să sărim aici pe ușă din nou. Apoi pe ăsta și în ceas. Nu e în ceas?
în ăsta? De fapt, mai aveam, bă, stați așa, stați. Putem și pe partea asta să facem la fel. Din nou aici. Deschidem și facem asta. Fuck! Cum facem? A, dar vezi că nu mai e, poți direct să faci așa. Nu trebuie să mai... A, perfect, bun. Nivelul 17 prin cascadă. Mental, bă, dar ce cât de easy e, nu știu, e prea easy. Mult prea easy, băieți. Oh, am crezut că pe acolo trebuia, dar nu trebuia pe acolo. Prin apă pe aici ceva, nu cred, că nu cred că avem cum să facem noi o săritură prin apă. Gen să o rompe la fund, așa, știi? În mod normal, mă gândeam că ar fi prin ceas, dar vedem că sărim în el și nothing happens. Așa și-o culoacă de engleză, știi, în caz de să mete vreun englezoi ceva, vreun vietnamez, să știe și el. E posibil să fie o vrăjeală pe aici cu apa asta, dar nu cred. Ia. Ok, nu pe aici. Prin plantă, nu cred. Poate leu ăsta face ceva, dar nu face nimic. Păi băieți, ce facem? Nu pot să fac nimic în ceas. Aici nu e nimic. E primormanul ăsta? Nu e. Prin apă așa nu văd nimic. Nimic, băieți. Mi se pare mie sau e diferit peretele de aici. Da, mă, ești nebun, era diferit peretele. Deci peretele era problema, ai văzut? Era peretele acolo jos. După aia mi-am dat seama, de pe aici am venit. N-am mai de aici? Am crezut că pe aici am coborât mai înainte. Mi s-a deconectat controllerul, ok, nu-i problema. Avem un bec deja prins, dar nu vede nimic. Gen, nu vede nimic, gen. Să ne învârtim prin camera asta, presupun. Stăm așa, crouch. Și poate, poate ceva se întâmplă. Ia uite. Ești nebun că aici era o cameră, dar de ce cum n-am văzut-o? Ah, ia uite, bă, ce șmecherie. Ce tare pus ăsta. Facem 50 de nivele, că le-am făcut foarte repede. Deci deja am filmat 8 minute. Pentru câteva nivele. Open door. Foarte frumos, deci nivele foarte simple. O ușe, avem acolo din nou un leu din ăsta, cred că pe asta ne putem noi urca, nu? Sau nu ne putem urca pe acest bullseye, pe acest dart, dar dacă facem, a nu, mă gândeam că poate merge, dar nu merge. A, uite mă, ne dă bounce, sunt niște din alea ascunse, ce șmecher e omul meu, fac. A, mă, mergi, mă, agață-te de ăsta, frumos. Nivelul 23, ne uităm întâi în spate, nu e nimic. Mergem în față, în apă aici. Și... ești nebun, ne ridică. Mamă, ce tare. Acum... trebuie să o luăm pe aici. A, nu, nu trebuie pe aici. Trebuie cumva să faci un parcurian, o să ajungem acolo. Dar de ce parcurs când poți face? Nu asta, stați așa, asta. Era lemn, era singurul material în plus față de gen... din toate care erau acolo, era singurul material în plus. Un gemuleț, mă, sunt foarte pe fugă, dar văd că și, cum îi zice, aceste nivele le fac foarte repede, deși sunt, nu sunt chiar atât de simple, adică, mă, normal, dacă stăteam eu să mă concentrez aici, nu cred că făceam bine, sau dacă aveam chef să fac un episod, nu făceam bine, dar acum, sunt mai pe fugă pentru că am plecat azi, din, am fost plecat toată ziua, așa cum mai trebuie să mai plec o dată și o leacă mai complicat, cred că trebuie să dăm la țintă exact aici și door has opened, foarte interesant. Le-am găsit super repede, deci toate astea trebuia să le găsim, le-am găsit super repede. Aici nu e nimic. Nu poate să fie oriunde, nu băieți. Uite acolo ușa deschisă. Nivelul 27, nu știu ce s-a întâmplat la acest nivel. Mi-am cumpărat și niște căști, dar cel mai probabil nu merge. Nu merg la Xbox aici, la controller, că nici până acum nu mergeau altele. Bă, mi-a apărut aici ceva, băieți, ați văzut și voi, da? Ia uite. What the hell, ce mi-a apărut? Bă, mi-a apărut ceva și acum nu mai apare. Ai, frate, mai apare odată, te rog.
Bă, pe unde a apărut ăla, mă? Fuck you, a apărut ceva aici, dar nu mai apare. Ok, hai să vedem că poate nu e acolo și vedem că nu a fost acolo și dacă mai stai mă leacă, crezând că aia este rezolvarea, nu cred că ajungeam bine deloc. Niște sticle, niște oglinzi de fapt, nu sticle. Și... Oh, e în oglindă? Nu e în oglindă. Pe aici nu e. Dar putem să sărim. Bam. Nimica. Probabil e în WC-ul. Nu știu ce s-a întâmplat. Habar n-am. Nivelul 29. Și cumva noi trebuie să ajungem acolo. Ia. Pe aici perete ceva diferit? Nu prea. A, acolo era WC-ul, mă. Am căzut prin în jurul WC-ului. Ia, asta de aici? Nu. Ești nebun, am mers double jump? Băi, nu știu dacă poți asta gen în Fortnite, în mod normal, dar probabil a pus el ceva mod de ăsta, știi? Și am reușit să facem asta. Nu de asta, dar aici am văzut un bănuț, așa că o să o luăm pe aici prima dată și ăsta a fost nivelul. Foarte easy. Un nou tavan, nu cred că se întâmplă mare lucru, dar hai să testăm în primul rând. Nimic. Un tablou de ăsta ceva. Unde nu face nimic. Și cumva trebuie să ajungem noi acolo sus. Și să vedem cum o facem. Tot așa, cred că o să fie ceva de sărim sau ceva. Ia să încercăm. Sau de necățărăm pe beculețele astea, nici nu știu. Ce ar putea să fie, băieți? Hai să o luăm jos. Da, uite că jos nu era nimic. De jos nu era nimic, da? Mergem înapoi sus. Și cu puterea minții intrăm în tablou. Nu pot vedea prin tablou, mâncați-aș tablou. Pe crouch. Facem așa cu crouch-ul ăla că... Ia uite bă, și avem un din ăsta impuls grenade. Mamă, de când n-am mai văzut de mult astea pe Fortnite și nu cred că s-au mai adăugat. Și foarte prost l-am dat. Dar clar alea mov erau mult mai faine. Că nici damage nu-ți luai și mi se pare că te aruncau și mai sus puțin. Bă, dar de ce sunt așa de prost, mă, și nu mai știu să dau astea? Hai să le mai facem o dată. Ultima dată, sper. Bam. Punem direct aici sub noi și sărim. Și m-a dat acolo în parte, m-a dat scândura aia în diagonală, m-a dat, frate. Gata, băieți. Nivelul 31, 30... Ah, e un labirint ăsta, bă, cred că cu oglinzi sau ceva. Mă miram eu... Bă, dar de ce tot se deconectează controlul? Nu înțeleg, mă. Deci, e ceva, cred că, cu... Tot așa, legat de... Crouch sau nu știu. Da, uite, vezi, a fost acolo un gemuleț. Da, uite, pe aici vezi. E un gemuleț ceva. A, ia. Hai, mă, că ne arunca acum. Băi, ești nebun că parcă ne arunca. A, uite, pe aici, pe jos. Și ăsta a fost nivelul, pe bune. Really? Cred că ăsta a fost. Din nou un tavan de ăsta negru pe care... În care tot la fel poate să facă ceva șmecherie. O, niște bușteni. O... What? Cum am intrat aici în șemineu? Ok, cumva te buguiești și intri în șemineu. Am înțeles. Bă, multă lume acum pun pariu că zică că bă, ăsta s-a uitat pe YouTube înainte să facă ăsta. Nu m-am uitat absolut deloc, doar că sunt prea ușor puse astea, știi? Sunt prea... Nu știu, sunt prea ușor, nu știu, îmi dau seama de ele, mai ales dacă am făcut vreo 3 escape room-uri până acum, mi se pare super easy asta, sincer vă zic. Chiar e super easy, adică mă apeși pe butoane, astea deja le-am făcut în alte episoade, trebuie să vă uitați. Hai prin partea asta, că pe acolo nu putem să facem nimica, din nou probabil un zid de ăsta trebuie să sărim peste el. Să dăm crouch. Bă, de asta mă, vezi, dau și mă, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Dar nu cred că e pe aici ceva.
Nu cred că e pe aici ceva. Pe dedesubt pe aici mă buguiesc, dar nu știu de ce. Mă cam buguiesc, băieți. Și nici nu pot să ies pe aici, uitați-vă și voi. Ok, ciudat, ciudat, ciudat. Pe aici e ceva. Pare că dau așa golea cu capul acolo spre tavan, dar nu e ceva important. De aici am venit. Aici, uite și tu cum arată peretele ăsta. Ha, e prea intrat așa înăuntru. E posibil să mai fie un buton ceva pe care trebuie să apăsăm. Și se deschide ceva, nu știu. Ceva random. Nu e pe aici. Pe aici nu este. Uite, pe aici te buguiești. Habar n-am de ce. Habar n-avem. Nivelul ăsta ne dă o leacă de cap, dă o leacă de furcă, dar poate trebuie să ne întoarcem cumva înapoi, dar nu cred. Ar fi prea ciudat să ne și întoarcem înapoi acum. Ia, hai că mă buguiesc așa, ia să vedem ce se întâmplă. Îmi dă așa ca un fel de zoom, vezi? Ca un fel de zoom îmi dă. Luăm și pe aici. Însă nu este nimic. Nimic nu este. A, uite mă. Da, bă, căcat. Da, să mor dacă am văzut asta. N-am văzut gaură neagră, sincer. N-am văzut peretele la negru. E un laser. A, și laserul ăla trebuie să... Nu trebuie să fim în area lui. Ca să ne vadă, gen. Trebuie să facem noi ceva pe aici, dar nu știu ce trebuie să facem. Că ăsta se uită într-unul la mine. Uite, frate, că dacă stau așa într-o parte, parcă s-a deschis. Sau se deschide, se închide, random. Uite. What? Sunt pregătit, hai. Sunt pregătit, deschide ușa repede. Apoi deschide ușa. Bă, dar nu mă, că o închide exact atunci când se face. Bă, nu înțeleg ce trebuie să facem noi aici. Pe aici un vreun buton în care oprim ăla sau ceva. Ia, fii atent, trebuie să facem un dans sau ceva. Verb. Fă-mă dansul. Uite ce prietenos sunt eu, fac dans. Nu, nu putem pe acolo. Cu spatele trebuie să facem. Uite, bă! Da, mai am vrut să încerc asta odată, că mă gândeam că poate merge cu spatele, dar nu m-am gândit să o fac din nou. Bun, gata. Suntem la cinema și acum trebuie să trecem prin postere, ghișce. De acum prin postere trebuie să facem treaba. O să vedeți treaba asta, o să vedeți că, bă, sunt expert la așa ceva. Angajez-mă la FBI că eu sunt expert la treburile astea. Sau nu? Mă, dar iar mi-a părea pe aici ceva, ați văzut și voi? Uite. Mă pare să apăs ceva. Dar e probabil din ăla de sar peste, știi? Bă, ești nebun că nu-i pe aici. Ba, era bă, pe bune, era fix prin ecran. Nici nu mă gândeam că e prin ecran. Mi se părea prea easy. Toată lumea se gândește că e prin ecran. De asta m-am și gândit, bă, n-are cum. Pe aici de ce zice A din nou? Ca să sărim așa peste cumva. Păi, dacă noi facem aici un fel de treabă din asta. Nu putem, nu? Ok, aici e mai ciudățel. Mai ciudățeanu. Ne la Flamingo. Flamingo. Mamă, ce-mi plăcea cât era mic Faringo Sept din ăla. Deci îmi plăcea mult, l-am și fără să am vreo problemă, sincer. Poate ceva trecere prin peretele ăsta sau ceva. Mă gândesc. Dar nu cred că e. Pe aici nu este nimic. Ce ar putea să fie, mă? Eu vreau să termin și așa foarte repede. Mai ales dacă am început repede și am făcut repede toate nivelele aproape. Trebuie să-l facem și pe ăsta.
cât de cât repede, știi? Mamă, bă, pe bune, trebuia să dau cu pickaxe-ul în el. Mamă, ce nebunie. Nici nu-ți dai seama că da, deci unele nivele chiar sunt easy. Pentru că am mai făcut treaba asta în trecut. Și mi se pare că am mai avut tot așa un nivel în care trebuia să dau cu pickaxe-ul în ceva anume, știi, ca să poți, ca să pot trece. Dar sincer, chiar m-am gândit la așa ceva acum. Chiar a fost destul de interesant acest nivel. Și ca să trecem acum, nu mai putem să dăm în el. Deci acum iar, e la clasic, asta am vrut să fac în gen să trec mai înainte, dar n-a mers. Și văd că așa a mers acum. Pe după draperiile astea să vedem dacă este ceva, pentru că e foarte posibil să fie. Și nu este nimic. Avem ușă, zice X, avem ușă din nou și încă una. Nu. Nu. Și cu siguranță nu. Clasic, clasic, clasic. Păi și atunci de la săbiuțele astea trebuie să facem noi ceva. Sau din nou să dăm cu pickaxe-ul prin ele. Pentru că abia am învățat acest lucru. Sau poate cu viteză. Stați, fii atenți, putem să mai facem ceva. Stai mă, cum facem? O chestie din asta, știi? Nu mai știam pe ce buton. Uite mă, băi, ești nebun. Creier, tată, creier, bă, trebuie să ai, mă. Trebuie creier la nivelele astea. O poartă de fuzbol. Dacă deci cine mi zice ce e la fuzbol în comentarii, dacă știți, vă dau inimioară. Oricum vă dau inimioară la toți, dar vă și fixez comentarii la prima persoană care dă. O să am eu acolo în vedere. Level 40. Nu prea e prin banner pe aici. Uite, peretele ăsta, ziceți-mi voi mie, tavanul de fapt, că nu e gen așa cu negru, pare să fie foarte ciudat. Dar nu știu cum putem să ajungem acolo dacă în caz de ei ceva. Însă pe ușă dacă o iei, poți să faci asta și e prin ceas, ca în episoadele trecute. Da, mă, da. Deci nu e greu deloc. Și parcă vezi, exact atunci când vreau să opresc episodul, o să fie un nivel de aia complicat rău de tot. Uite, aici e un fel de barieră. Și probabil bariera asta o oprim cu acest buton. Sau? Deci, e încercuit așa. Ia mă. Păi cum? Deci de ce câteodată e cu roșu, câteodată nu e cu roșu? Nu prea înțeleg care-i treaba cu asta. Bă, nu mai merge schema. Bă. Uite, iar s-a făcut. Dar nu merge. Efectiv. Bă, de fiecare dată când dau un ăsta așa, se face bine. Ia să mai facem o dată. Deci dăm așa. Și ne băgăm în fața la asta și dăm și aici. Înțelegi? Ăsta e roșu, e bariera roșie, da? Ăla e albastru, bariera albastră. Când facem treaba asta, hai să facem exact în modul opus, cum ar veni. Bă, da. Nu mi-a dat. Deci nu mi-a dat, bă, ce prostie de joc. Se bugui. Hai, bă, dar nu se poate, mă. Uite, vezi, se buguiește exact atunci când se dau, se buguiește, frate. Se buguiește! Gata, bun. Mai au așa o câteodată nervii puțin, dar nu trebuie să mă luați în seamă, băieți, eu sunt beat cu minte. Nu sunt așa cum vedeți voi pe internet, da? Nu mă judecați, vă rog. Probabil tot pe jos așa cumva intri. Deși nu cred că pune aceleași chestii în nivele diferite, știi? Dar prin apă nu pare să fie ceva.
Mor de cald, mor de cald. Ia, da, tot așa ne putem urca. Însă fără rost. Poate un buton ceva prin spate la statuile astea. Dar nu cred. Păi până când o viață amară, băieți? Sau poate mutăm ăsta cumva. Deci mutăm statuia și trecem pe sub ea. Însă până acum nu cred că putem face asta. Că prin cascadă pe acolo nu precum să treci. Ia să vedem în spate ceva. Nu mai zic nimic, nu mai spun nimic. Nimic nu mai zic, am făcut foarte multe nivele azi. Bă, random, frate, random. Și am filmat 31 de minute, bă, e destul de mult. Însă, bă, jumate din 100 de nivele, gândiți-vă. Gândiți-vă că ne ajung undeva la 40 de minute să facem atâtea. Suntem la 43. Să sperăm că ne menținem această chestie, acest record. Însă pe aici nu poți să intri. Pe aici pare să fie lumină. Deci, mă gândesc că poate poți să sar prin tavan, dar nu poți. Aparent. Aparent se le înșală. Pe aici nu. Uite aia, move. Wow. Ați văzut și voi, era mult prea mare față de restul cutiilor. Chiar era foarte diferit. Apuc un pic covor, e ceva, nu? Vreo trapă de asta prin covor. Dar nu e. Pe aici ceva. Bam, nu e nimica. Nimic. Ia că am văzut nivelul viitor sau anterior, cine știe. Uite, vezi, ce parcă e vreo, bă, parcă e o cameră aici după astea. Deci dacă eu sunt chiar baliu, acolo nu e o cameră după cutiile astea, cum trecem acolo, gen? A, uite. Da. O schema învățată anterior. Bă, cine trage mine? A, cred că e un fel de dead run, de-asta trebuie să iei repede pe drumul care crezi că e corect. Ok, încă o dată. Repede. Bun. Și acolo am pe stânga, care era treaba oare? Nu știu. Avem turn valve. Turn. Aici nu mă mai las să fac asta. Și nu mă lasă nici aici. Probabil un cod ceva. Cred că e un cod. Stați așa o secundă. Și inimioara asta nu. Ok. Cred că atâta trebuia să facem. Cred că trebuia să găsim ăsta corect. Și l-am găsit. Bam. Nothing here, aici am cu din ăsta. Ăsta este bine, însă n-am găsit bănuțul. Ceea ce cred că nu este corect. Deci vezi, m-am întors înapoi din drum. La patul ăsta trebuie să facem ceva oare? La aceste perne, pe la acest pat. Momentan nimic, dar în tavan se află ceva. Dar oare ce se află în acest tavan? Ia să vedem. Bam. A, o nouă cameră, frumos. 48. Trecem prin ăștia. Bam, după dulap. Nu mă lasă, mă. Nu mă lasă. Pe aici nimic. Pe aici nimica. Hai să vedem că trebuie să facem altceva, dar nu cred. Deci chiar nu pot să zic că nivelele astea au fost grele sau că am terminat greu videoclipul. Pentru că în momentul de față pot să opresc acum dacă nu mai găsim aici la nivelul ăsta. Am filmat destul, zic eu, adică am filmat și destul și am pus foarte repede 48 de nivele. Ia, poate tot prin tavan. Dar mă, ar fi super ciudat să pună aceleași de astea în... aceleași rezolvări în două nivele deodată, știi? Sau fii atent, ia. Deci dăm așa. Dar să meargă, că nu merge. A, dar nu...
Mă gândeam că dacă ne oprești acolo, putem repede să dăm crowd, știi? Dăm crowd și poate merge să mergem pe după, dar nu merge. Pe aici nu. Bă, cam ăsta e episodul. Un episod scurt deloc. Destul de interesant pentru că am făcut destul de repede. Ăsta e mai greuț, ce-i drept. N-am căutat foarte mult, însă nu mai am chef, trebuie să și plec, sunt pe repezeală. Deci vă mulțumesc mult pentru atenția curată, am strâns 2000 de views la clipul cu Roblox. Dar cam asta e treaba, vă mulțumesc mult pentru atenția curată la fiecare videoclip. Am fost gaza voastră ca de fiecare dată, Denis, și ne vedem în episodul viitor. Pa, pa!